Peste 300 de percheziții au loc în toată țara într-un dosar legat de o firmă străină care vindea ilegal arme pe internet. Oamenii legii spun că firma nu a declarat autorităților vamale că armele ar fi avut nevoie de autorizație. Are detalii Diana Sobaru. Vorbim despre un dosar foarte complex în care sunt angrenați sute de polițiști. Perchezițiile domiciliare au început înainte de ivirea zorilor. Vorbim despre peste 316 de astfel de verificări domiciliare în peste 40 de județe. Cele mai multe au loc în județele Timiș, Tulcea, Cluj, Prahova și Dolj. Deja la domiciliile suspecților au fost descoperite adevărate arsenale de muniții și arme. Mecanismul era pus bine la punct. O firmă care avea domiciliul în afară țării comercializa prin intermediul unui site online aceste produse fără a respecta regimul armelor și munițiilor. Produsele odată plasate pe acest site erau livrate către cei care le comandau prin intermediul curierilor. Odată intrate în țară, aceste produse, arme și muniții nu erau declarate către autoritățile vamale așa cum trebuie să se facă în mod normal, pentru că aceste arme și muniții au nevoie de autorizație. Există un regim special pentru această categorie. Vorbim așadar despre foarte multe percheziții care au loc în acest moment și foarte multe arme și muniții descoperite până la această oră. Vorbim despre infracțiunea de nerespectare a regimului armelor și munițiilor. Dosarul este instrumentat de Inspectoratul Județean de Poliție din Constanța sub coordonarea procurorilor. Despre ce fel de arme vorbim așadar, aflăm chiar acum de la poliție, este în direct cu Euronews România. Mulțumesc pentru asta, comisarul șef Angelo Badea, împuternicit director adjunct la Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase. Bună dimineața! Bună dimineața! Cine poate deține asemenea arme? Orice persoană fizică din România care are împlinită vârsta de 18 ani, numai dacă îndeplinește anumite condiții în mod cumulativ. Cum ar fi? Nu au fost condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la pedeapsa închisorii cu executare pentru infracțiuni comise cu intenție. Nu au calitatea de inculpat în cauze penale pentru fapte săvârșite cu intenție, pentru anumite infracțiuni, în special cu violență prevăzută de codul penal și de alte legi în vigoare, cum ar fi legea 407 privind regimul vânătorii, legea 143, legea 194 și câteva alte acte normative, trebuie să fie apte din punct de vedere psihologic și medical. Nu le-a fost anulat dreptul în ultimii 2 ani de deținere, dacă au avut în trecut drept de deținere, port și folosire al armelor, nu le-a fost anulat dreptul în ultimii 2 ani. Nu au pierdut din motive imputabile în ultimii 5 ani arme și muniții. Nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranța națională, viața și integritatea corporală a persoanelor. Înțeleg. Domnule Badea, dacă ar fi să concentrăm, în mod esențial trebuie să nu ai probleme cu legea de niciun fel, da. Să fii apt psihologic, da. Foarte important, și de asemenea ați început totuși cu vârsta legală, minim 18 ani. Minim 18 ani și încă o condiție destul de importantă. Să fie absolvit un curs de instruire teoretică și practică pe linie de arme organizat de o persoană juridică autorizată în acest sens. Importantă mențiune, ne duce cu gândul la poate un soi de autorizație specială pe care trebuie să o ai. Bineînțeles, diferența dintre armele neletale și armele letale când vine vorba de autorizare este foarte mică. Adică condițiile sunt identice, cu excepția calității. Pentru armele letale îți trebuie o anumită calitate. Pentru armele letale nu îți trebuie o anumită calitate. În rest, condițiile sunt identice, să știți. Corect. Puteți să ne spuneți două cuvinte despre procedura prin care aduci în țară asemenea armele letale? Da. Sunt două proceduri, dar la ambele este în primul rând necesar parcurgerea pașilor de mai devreme pe care vi-am descris și obținerea astfel a unei autorizații emisă de unitatea de poliție din Braza, unde și are domiciliu. Adică dacă tu parcurgi pașii pe care vi-am spus mai devreme și obții o autorizație emisă de poliție, ai la dispoziție două metode. Prin intermediul unui armurier autorizat din România,
Îți poți comanda orice armă din afara țării și acel armurier se poate aduce în România sau prin mijloace proprii te poți deplasa în țara respectivă și aduce maxim două arme. Dar niciodată este exclus metoda curieratului. Prin curierat este exclusă și interzisă transportul de arme în România. Oare câți deținători de arme neletale există în România? În România, la acest moment, avem aproximativ 30.000 de persoane fizice care dețin arme neletale, supuse autorizării. De curiozitate și ultima întrebare, la percheziții a reieșit și vreo armă letală? Nu, până în acest moment nu am astfel de informații. Mulțumesc foarte mult. Dar să precizez că perchezițiile sunt în desfășurare. Activitatea nu a fost finalizată încă. Ar fi și aceasta o precizare, domnule Badea, în încheierea dialogului. Ce anume a determinat perchezițiile? De la ce a pornit, poate ca suspiciune sau informație pe care o aveți? Aceste detalii nu le știu la acest moment. Colegii noștri de la IPJ Constanța instrumentează acest dosar. Probabil că vă vor comunica în momentul sau după această activitate. Nu știu exact. Sigur. Mulțumesc pentru toate detaliile. Angelo Badea este comisar șef. Mergem mai departe. Pentru că și compania care vrea să vândă arme în țara noastră are nevoie de autorizație și vine tot de la poliție. Cât despre transport ați aflat, doar unii dintre, nu curieri, armurieri pot face acest lucru. Pentru a cumpăra o armă pe teritoriul României, trebuie să fie autorizat pentru cumpărarea acestor arme, indiferent că sunt letale sau neletale. Autorizația se emite de către Inspectoratul Județean de pe teritoriul celui care face cererea. În urma autorizării, respectivul trebuie să meargă la un magazin autorizat pentru vânzarea armelor. Acolo va cumpăra arma în baza autorizației, armurier va completa pe spatele autorizației arma cumpărată, serie, marcă, calibru, după care el va merge la Inspectoratul Județean pentru a fi înregistrată arma în permisul de portare. Pentru a putea vinde arme pe teritoriul României, cetățeanul român trebuie să fie autorizat pentru cumpărarea armei și în funcție de țara din care cumpără, dacă este o țară UE, îi trebuie un acord prealabil de transfer. Dacă este o țară non-UE, un aviz de import. Curierul care a transportat arme letale sau neletale ar fi trebuit să fie autorizat. Doar unii armurieri sunt autorizați, nu chiar toți. Transportul se pot face prin armurieri.